Bună seara. În această, cu această ocazie vreau să tratez unul dintre miturile fundamentale ale, creat, ale mișcării YEC și ale mișcării ID. ID. Okay. Uh, o să spun doar inițialele, pentru că, așa cum am spus, există multă confuzie când sunt folosite aceste termeni. Uh, mitul uh, expoze Cambrianului. Și în ce constă mitul? Vreau să citesc din manualul Understanding Creation, publicat de Andrews University, care este, se pare, manualul de bază, după care se face cursul de origini la cursul de master în teologie. Și citez: Una dintre trăsăturile cele mai uimitoare ale raportului fosilelor este apariția abruptă a celor mai multe fila sau încrengături în românește. Într-un timp stradivatic, stratigrafic, relativ scurt, în rocile din Cambrian. Acest mod, cunoscut ca explozia Cambrianului, ne oferă cel mai puternic argument împotriva arborului evoluționar un mare număr de încrencături și clase de animale găsite în Cambrian nu au nicio legătură de strămoș comun una cu alta. Sunt la o traducere la prima mână, așa că îmi înțelegeți. Deci uh, nu au, uh, 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 nu au legături printr-un strămoș comun una cu alta. Uh, uh, acest model poate fi sumarizat în expresia Disparitatea precede diversitatea. În alte cuvinte, principala diferență între organismele vii apare foarte devreme în raportul fosilelor, numai cu diferențe minore. Nici o dovadă, nicio fosilă nu există care să dovedească o divergență graduală de a lungul uh, epocilor erilor geologice pentru a produce organisme cu noi planuri somatice. Uh, care este ideea? Ideea este că toate încrengăturile pe care le cunoaștem apar brusc în cambrian. Și aceasta este o explozie. Argumentul este folosit în mod diferit de uh, Young Earth Creationism. Și intelligent design. Intelligent design vrea să susțină că a fost una dintre acele intervenții în evoluție pe care îl numește complexitatea ireductibilă, Că există momente în evoluție în care nu avem o explicație a unui mecanism evolutiv în dezvoltare graduală. Pe când ceea ce face Younger Creationism nu încearcă să facă altceva decât să găsească găuri, să găsească argumente din ignoranță. Să arate, uite, nu putem explica explozia Cambrianului. Și asta e un argument foarte puternic care falsifică ideea arborelui eh, comun, ar, eh, arborului vieții, strămoșului comun al tuturor viețuitoarelor. Eh, cu alte cuvinte, eh, ca să repet, expresia găsită în această carte pe care toți studenții de la Andrews o învață din afară, și o repetă ca niște, de multe ori ca niște automate când discut cu ei, este aceea că a, a, explozia Cambrianului este un argument a, convingător, un argument a, a, irrefutabil, că nu a existat un strămoș comun. Aici am și o imagine în carte, și imaginea în sine se contrazice. Arată o pădure cu mai mulți copaci unul lângă altul și arată că acești copaci sunt unul la altul, fără un strămoș comun. Bineînțeles că copacii au un strămoș comun, da? pentru că copacii au răsărit din ghindă, din sămânță, din ceva și toți acestea pleacă de la strămoș comun. O pădure, Faptul că într-o pădure copacii nu cresc în aceeași rădăcină, nu semnează că n-au aceeași origine genetică, ca să zic așa. Dar nu asta este argumentul. De ce este urmit? Este urmit. Mai întâi pentru că termenul de explozie. Este foarte nepotrivit. Uh, Darwin a fost primul care a fost uimit de explozia Cambrianului și a spus că este ceva inexplicabil. Fărăște, pe timpul lui uh, Darwin, toate straturile geologice erau identificate după numele unor regiuni din Anglia. Și aceste regiuni au fost zone în care s-au construit căi ferate și canale uh, de navigație. Iar inginerii au studiat solul și au ajuns pentru prima oară să identifice straturile geologice. Așa se face că straturile geologice sunt numite după zone din Anglia. Aceste straturi geologice au fost apoi descoperite că există în toată lumea și sunt în aceeași succesiune. Ceea ce vin în aceea succesiune pe verticală. Uneori lipsește un strat din coroana geologică, ceea ce nu ne mire că este erodare. Alteori sunt inversate, dar acolo se vede că în toată scoarța, este de fapt, a suferit un traumatism și este întoarsă cu capul jos, cum mai întoarce, să zic, hârtia asta așa, normal că ordinea paginilor se inversează, dar raportul fosilor era foarte sărac. Și că vorbim de explozia Cambrianului, așa zisă explozia Cambrianului, noi vorbim despre, în, cel mai mult, în cea mai mare parte, vorbim despre primele animale care au cochilii tari uh, și deja apar primele cordate. Dar în principal este vorba despre animale cu exoschelet. Este foarte dificil pentru un animal fără exoschelet cu țesut moare să se fosilizeze. Deci asta este posibil în cazuri foarte rare. Astăzi însă avem o, o cunoaștere mult mai uh, mult, mult mai bine dezvoltată a raportului fosilelor. Uh, mai întâi știm că înainte de explozia cabrianului, au a existat, așa zis, fauna de cadrean. Și ceea ce găsim înainte de expoziția Cambrianului, găsim animale de forma viermilor uh, plați. Deci găsim animale care au o simetrie radială și stau pe fundul oceanului și mănâncă bacterii sau alte microorganisme. Animale cum, dacă vreți să comparăm, este meduza, este buretele de mare, este ariciul de mare. A, 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 asta, din urmă, este foarte important fiindcă o să mai discutăm de el, este de dițelul de mare, este steaua de mare în timpul nostru. Deci găsim animale care au o, o simetrie laterală, dar nu au, să zic așa, cap și coadă, dar nu au o segmentare a corpului de la cap la coadă, longitudinală sau, dacă vezi, verticală. Și aceste animale nu au cochelie, au, au țesut moale. Așa că este foarte dificil ca să se, ca să se fosilizeze. În general, fosilizarea este un fenomen foarte rar. Pentru ca un animal să fie fosilizat, trebuie să fie îngropat rapid, în condiții anaerobice, apoi, cu timpul, pentru că bacteriile nu operează descompunerea, încetul cu încetul materialul organic este înlocuit cu săruri, cu calciu special, cu magneziu, cu săruri care. Prin apă intră în, în țesuturile lui. Bineînțeles că ceea ce se fosilisează este țesutul tare, cum ar fi cochilea sau scheletul. Însă, atunci când este îngropat într-un strat, într strat de sediment foarte brusc, e posibil ca amprenta unui animal fără țesut tare să rămână în, în sentiment. Și asta se întâmplă foarte rar, dar se întâmplă. Așa că, explorând lumea, în afara Angliei și în afara Imperiului Britanic s-au găsit uh, fosile în precambrian de animale cărora le lipsește uh, atât numai să sunt dar le lipsește segmentarea longitudinală a corpului, de la cap la coadă, ca să zicem așa. În al doilea rând, uh, datele radiometrice ne-au ajutat să depășim vârsta stratigrafică. Observați că citatul pe care l-am dat, vorbește, citez, este un interval stratigrafic relativ scurt. Termenul este tehnic da. Uh, și oarecum se contrazice un manual de creaționism că vorbește despre un inter interval sta stratigrafic, despre o vârstă stratigrafică pentru că conform acelui manual pe care am în față toate aceste fosile au fost îngrupate de potop într-un timp foarte scurt. Așa că intervalul stratigrafic este același de un an de zile aproximativ. Lucrul acesta a fost susținut de McCready Price pe paza lui Ellen White ca o ipoteză pe care în mod foarte serios Price un geologist de fotoliu a propus această ipoteză, lumii științifice fiind foarte convins că ipoteza va sta în picioare, e bine ipoteza nu a stat în picioare și acum în general recunosc creaționistii că Explozia cambrilalului dinainte de, de potop, da, și anumite status înainte de potop, se pare Paleozoicul înainte de potop, Mezozoicul vine după potop uh, și așa mai departe. Neozoicul vine mai, mai târziu după aceea. Uh, e foarte multă confuzie aici. Uh, poți vorbi în generalități, așa că vorbesc profesorii de origine, vorbesc cu foarte multe generalități și tot felul de sofisme, dar uh, nu poți concret să explici un strat. Uh, McGrathie Price, când a fost în Anglia, a avut... O, un duel cu un geolog englez și mi-a așa cumva că ți-am venit cu felul de citate scoase din context și geologi a nu, nu, puțin, uite, suntem la Londra, îmi explice de de Și o să ca, îmi explice de sub folosind geologia potopului, pentru că eu să explic ce sub noi, din punctul de vedere al geologiei timpului adânc. Și uh, Magnetic Price a pierdut. Uh, recent, după ce a avut loc procesul mai mulților în Dalton, Tennessee, și Margaret Price a fost chemat ca consultant științific la procesul mai mulților. Margaret Price i-a sfătuit să nu folosească argumente științifice, pentru că deja realizase că nu pot să stea în picioare în fața unui geolog. Însă, mă întorc la un alt aspect aici. Așa cum am spus, noi am depășit acum datarea stratigrafică. Avem datări radiometrice foarte exacte, foarte bine calibrate, care vin din mai multe surse independente una de alta. Și știm că explozia, așa zisă, explozia Cambrianului, a avut loc între 560 de milioane de ani în urmă și 540 de milioane de ani în urmă. Deci se vorba de 20 de milioane de ani. În 20 de milioane de ani nu are loc o explozie. O explozie are ceva, are loc instant. 20 de milioane de ani este foarte mult timp. În aceste 20 de milioane de ani, fauna s-a diversificat de 20 de ori. Dar în același timp, ceea ce observăm este dispariția foarte multor forme de viață. Jay Gould, de exemplu, care a studiat uh, fauna cambrianului la Burgess Shell în, în Canada, uh, susține că de fapt sunt trei încrengături care au dispărut în timpul cambrianului. Cei mai mulți paleontologi nu sunt de acord cu el. Jay Gould are o anumită idee care uh, trebuie să o atingă acum. Jay Gould are ideea că dacă ai da înapoi ceasul evoluției și erau de la capăt, rezultatul ar fi cu totul alt, altul. Uh, foarte mulți, uh, foarte mulți uh, biologi nu sunt de acord cu modelul Jay Gould și a existat o controversă de Richard Dawkins și Jay Gould pe tema aceasta. Uh, Neodare și nu sunt de acord cu modelul acesta. Pe lângă aceasta, Gould și Erich au folosit fauna Cambrianului ca să susține modelul de echilibru punctat. Modelul de echilibru punctat a fost uh, speculat de creaționiști. Și Jay Gould fiind un tip foarte cultivat, un tip cu o cultură vastă generală, care depășește mult uh, sfera paleontologiei și a biologiei, un om cu o cultură literară și filozofică foarte vastă, un marxist uh, dintr-o familie de evrei care au supraviețuit uh, persecuțiilor din Europa, Gould uh, folosește de multe ori un limbaj destul de ambigu, să joacă cu termenii, cu plăcerea pe care o face de obicei un filozof, mai degrabă decât un om de știință. Și această ambiguitate a limbajului a fost foarte mult speculată de Intelligent Design și de Young Earth Creationism, care au susținut că echilibru punctat, noțiunea de echilibru punctat, implică apariția bruscă a unor forme de viață. Ceea ce este fals. De fapt, echilibru punctat implică niște salturi în evoluție, nu în sensul unor, unor apariții bruște, a unor forme de viață, ci în sensul că o anumită formă de viață devine epidemică. Dacă vreți un exemplu de echilibru punctat, este când apare o epidemie. O epidemie banală de grip, gripă. E un exemplu de echilibru punctat. Da? Deci, un virus care se dezvoltă linear, într-un ritm constant și natural, dintr-o dată explodează. Și ceea ce creează această explozie nu este apariția unei noi forme de viață, ci reproducerea e foarte rapidă. Uh, în principiu, asta are loc atunci când se întâmplă niște schimbări în mediu. Au fost mai multe schimbări în uh, Cambrian. Una dintre ele este înmulțirea volumului de oxigen în atmosferă. Este una dintre cele mai importante schimbări care au în această perioadă. Dar cert este că în 20 de milioane de ani, cât a avut loc expunția Cambrianului, formele de viață s-au mulțit de 20 de ori. Ceea ce nu este un lucru extraordinar. Nu este neîntâlnit în istoria, în istoria vieții. Dacă vreți să luăm evenimente mai, mai recente, să dau un exemplu din Pleistocen, care este foarte bine cunoscut. Vreau să dau două exemple. Primul, la un moment dat în, în istoria vieții apare iarba în Pleistocen și iarba are o caracteristică uh, unică, care face într-adevăr ca iarba să, să cucerească planeta. În ce constă această caracteristică? Iarba crește de la rădăcină în sus. Crescând de la rădăcină în sus, iarba, dacă este păscută, nu e distrusă. Deci, iarba oferă o, 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 o rezervă sau, dacă vreți, o sursă de hrană pentru animalele vegetariene, mult mai bogată decât frunzele. În engleză în, 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 sunt acești doi termeni, grazer și browser browserul mănâncă frunze, cum e capra, în timp ce greiserul mănâncă, mănâncă iarbă. Dintr-o dată există o sursă de, 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 hrană mult mai bogată decât frunzele, care pot fi distruse crengele să nu se mai reproducă după aceea. Pomul rămâne fără frunze, pomul moare. Iarba e păscută, crește încă o dată. Este ars într-un incendiu, crește imediat la loc. Este o inundație, crește iarba mai bine după aceea. Deci iarba este foarte tenace ca supraviețuitor. Și nu este de mirare că cu uh, cucerește planeta. Uh, dacă în timpul acesta se observă niște transformări foarte rapide în lumea vie și timpul este mai scurt decât explozia cambreanului. Dar organismele sunt mai complexe și schimbările sunt mai complexe. În ce constă această schimbare? Iarba are silicați care distrug dantura. Ceea ce observăm este o schimbare în dantură. În care, de exemplu, această schimbare se vede foarte bine la strămoșii hipopotanului sau rinocerului, care, dantura pentru a dentiția unui erbivor, este specializată să reziste la silicat și la nisip care sfărâmă dinții. Așa că este o altă dentiție, mult mai plată, mesele sunt mult mai plate și mult mai. Mult mai rezistente, sunt mai rezistente. Dar o altă interesantă evoluție, care era foarte rapidă, care are loc în acest timp, este ceea ce Dochis numește cursa în armării, între turmele de erbivori și haidele de pred predatori. Dintr-o dată, în stepele întinse de iarbă, începe o cursă în armărilor. În sensul că erbivorele se înmulțesc foarte mult, în turme imense și se diversifică, bineînțeles, pentru că Legea vieții este diversificarea. La fiecare generație nouă apar mutații, foarte, foarte puține mutații, dar la fiecare generație nouă acestea apar și ele se acumulează în timp. Așa că are loc o diversificare, numită genetic drift. Și ce este interesant este că în această perioadă și animalele de pradă se diversifică, devin mai specializate. Animalele de pradă carnivore, înainte de Apareți erbii sunt mici, cam de mărimea unei pisici. Dintr-o dată apar tigri, leopard, pantere, lupi, care cresc în volum, din generație în generație foarte mult. Și în același timp, animalele ierbivore sunt tot mai specializate în a alerga. Aici avem cazul clasic al evoluției calului, care este transformat într-un om de paie, de, de young creationist, care zică, uite, ăsta este un exemplu fals, uite că nu este așa cum e calul, că a mers 1, 2, 3. Am fost în, am privit la fosile de cai în, în, în muzee, din Eocen, în, în muzeu și am văzut, am văzut pas cu pas evoluția calului. Calul devine tot mai mare, dar în același timp se reduce numărul de unghii până la o singură copită. O singură copită în stepe este mult mai bună pentru a alerga decât uh, mai multe unghii. Evitați că sunt mai multe linii, mai unii tufiși. Și nu toate, celelalte sunt eliminate de selecție naturală. Asta s-a făcut în Cambrian. Se diversifică foarte mult calul. Și ceea ce rezistă este uh, specinum, sau forma cea mai adaptată. Uh, calul, mă rog, așa cum îl cunoaștem astăzi, care are coamă lapără de, de colții, Predatorilor, uh, e mare, e puternic, are copite, uh, aleargă foarte mult, are uh, o enzime care face ca uh, uh, sânge, sânge, sângele lui să oricum, se îngroașe în timp ce alergă pentru ca inima să reziste la acest efort. Este o splendidă mașină de alergat calul și, pe deasupra, este un animal de turmă, și asta implică inteligență. Uh, lupul, însă ține și el pasul și dezvolte și așa mai departe. Așa că deodată vedem o explozie în animale de, de stepe. stepă. Altă explozie interesantă are, apare în timpul glaciațiunii, în Pleistocen, așa cum am spus, asta a fost Eocenul. Și în, ce apare în Pleistocen este o schimbare, uh, o schimbare, o alternare foarte rapidă, succesiune rapidă de perioade de glaciațiune de, cu perioade calde, perioade de secetă și fric cu perioade calde. Mediul se schimbă tot timpul. Și în acest context, uh, ceea ce îi trebuie unui animal, nu este un set de instrucții în genele lui care să-l învețe cum să, uh, care să controleze comportamentul exact ca la o insectă. Ce lucru de care are nevoie de un animal este să învețe, pentru că mediul se schimbă tot timpul. Și uh, uh, în, cum spunea Teoar de Chardin, în uh, evoluție, uh, învățarea merge la marchiană, există elemente de cultură, chiar și la furnici adică cu trece ceea ce se învață la o generație la alta. Și aceasta devine tot mai importantă la mamifere. În această perioadă, creierul mamiferilor uh, crește de 5 ori. Asta se vede în, în raportul fosilelor. Cea mai spectaculoasă creștere a creierului are loc la primate și mai ales la hominizi. La omul din neandertal, cel mai mult, la homo sapiens ceva mai puțin. Dar să este că această explozie a creierului este legată în special de locuirea în latitudini nordice, acolo unde mediul ridică probleme mult mai mari de învățare. Omul din ea, e mult mai în nord decât, omul, decât Homo sapiens. Și interesant că are creierul mai mare și este și mai robust. Așa că în perioada de schimbare are loc echilibru punctat. Acest echilibru cu punctat nu constă în faptul că este o evoluție bruscă. Și mai degrabă grupe de populație sau uh, configurații de alele care au evoluat în același ritm în care are evoluția tot timpul, din să se răspândesc, uh, fiindcă au un avantaj competitiv. Deci asta e expoziția cambrianului, dar în principal curajul destul de puțin despre expoziția cambrianului. Știm că a durat timp de 20 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că n-a fost o explozie. A fost un echilibru punctat dacă poți numi 20 de milioane de ani un timp chiar în chiar în, în timp geologic 20 de milioane de ani este mult. Uh, istoria vieții de la Cambrian până acum este de la așa a zis expoziția Cambrian până acum e 50 de, 560 de, uh, de milioane de ani. Împărțit la 20 vine cam 20 ceva de, de, de milioane de ani. Deci e cam a 20 10 -a parte din istoria vieții nu este Chiar un punct acolo. Această uh, explozie, deci, uh, a lăsat destul de puține fosile. Uh, uh, animalele care s-au folosit, așa sperat, cum a fost de exemplu, s-au fosilizat foarte bine pentru că au avut un exoschelet uh, puternic. Și triboliții, aproape ca un animal modern, poți împărțiți în clase, în, în familii, în genuri, în specii. Cam 250 de milioane de ani a durat istoria Triboliților și o cunoaștem foarte, foarte bine. Pentru că, în mod normal, exoscheletul îți dă un avantaj. Dar uh, nu este greu de înțeles. De ce, într-o lume uh, în care cele mai multe animale sunt ca buretele de mare sau cariciul de mare sau ca meduză sau ca fiermii, plați, într-o astfel de lume, uh, animale cu, uh, cu cap și coadă. Uh, și, au un avantaj în mobilitate. Nu este capul, este un lucru extraordinar pentru orientarea animalului. Nu este o, o, un mister faptul că apariția exoscheletului oferă un avantaj fantastic față de uh, animalele de pradă. Nu este de asemenea, este ușor de înțeles de ce aparate uh, animale de pradă dezvoltă. Noi uh, instrumente specializate de pradă, dar ce este interesant, că aici apar forme de viață care apoi au fost eliminate de selecția naturală. Și cred că mai degrabă decât să vedem o înmulțire, mulți geologi sunt de părere, și paleontologi sunt de părere, și biologi, bineînțeles, că mai degrabă decât să vorbim despre o înmulțire în, de 20 de ori în această perioadă, mai degrabă ceea ce vedem este o reducere a numărului. Asta l-a și GULD dar a dovedit că există trei, cel puțin trei care nu pot fi identificate astăzi. Probabil că nu sunt încregături. Probabil că noi suntem puțin confuși aici, că e dificil să clasifici. După câteva fosile, foarte rare, o perioadă de 20 de milioane de ani. Mai degrabă însă se pare că au fost foarte multe experimente pe care viața l-a eliminat. De exemplu, avem animal cu cinci ochi. Acum gândiți-vă că creierul nu este Extrem de dezvoltat în această perioadă. Cinci ochi nu văd mai bine decât, decât doi ochi. De ce nu văd mai bine? Pentru că noi nu vedem cu ochii, noi vedem cu creierul, de fapt. Creierul care integrează imaginea. Un animal cu opt ochi, un animal care are ochi pe coadă, cum este și astăzi um, crab, un animal cu ochi pe coadă, este foarte bun uh, în a vedea din toate părțile că se mișcă ceva. Dar are mare probleme să integreze. Toate aceste sunt într-o imagine unică e, și clară. Așa că e, avem animal cu cinci care dispare. Avem e, un alt animal numit e, halucinogena și cuvântul halucinogena spune foarte mult, da? foarte ciudat. Avem animale care se deplasează, oarecum ca niște mereapozi, dar nu sunt picioare, sunt mai degrabă așa un fel de, de aripioare, un fel de fâșii care se, se mișcă pe dedesubt. Avem e, animale care sunt care și răbdau un singur, un singur, un singur clește cu care probabil că scrumă în pământ, se presupune după viem care sunt acolo. Deci avem tot felul de experimente care sunt eliminate în această perioadă. Sunt eliminate pentru că nu pot să reziste în competiție cu altele mai bine adaptate. Deci avem un caz tip de selecție naturală și nu pot spune atât de mult de o explozie aici, cât de un caz de de presiune selectivă foarte puternică și speciație foarte rapidă, de reproducere foarte rapidă, oceanul este cald, nișele nu sunt ocupate. Așa că, nefiind nișe ocupate, tot felul de forme, rog să fie eliminate, își găsești cu o nișă și așa mai departe. Dar argumentul principal pe care vreau să discut este altul aici. Deci, cele mai multe forme de viață din perioada Cambrului sunt cunoscute dintr-o singură zonă din lume, Burgeshell în Canada, un care sunt niște straturi, straturi niște șisturi. Un, un, un mal înalt care a căzut dintr-o dată și a îngropat brusc mai multe ființe vii. Și aceste ființe vii, foarte multe dintre ele, fără să aibă, fără să aibă schelete sau exoschelete, cu corpuri moi, cu țesuturi moi, au, fost îngropat, au căzut pe surecifi de coral și a îngropat to toate aceste animale care s-au fosilizat. Deci a fost o catastrofă care ne-a ne ajutat deodată să descoperim o faună foarte bogată undeva într-un de coral. Dar gândiți-vă că uh, să nu avem impresia că tot statul Cambrianului este atât de bine cunoscut. Pentru că cele mai multe animale nu aveau uh, schelete tari. Și probabil că sunt multe lucruri care lucrează despre Cambrian. Dar întrebarea pe care vreau să o pun se referă la altceva. Uh, anume, uh, disparitatea precedă diversitatea clasele încringăturile și clasele de animale care sunt în Cambrian, nu au strămoș comun și nu au nicio legătură una cu alta. Asta este un mit, ideea. nu au strămoș comun și nu au nicio legătură una cu alta. Deci au sunt creații separate. Este un mit acesta. De ce e mit? Argumentul este uh, 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 pentru că uh, în raportul fosilor anterior. Nu apar aceste diferențe. Am spus că desrac este raportul, este argumentul din ignoranță. Absența dovezii nu este dovada absenței. Da? Deci, argumentul din ignoranță ce constă? Așa cum am spus, noi avem foarte puțin cunoștințe despre ce a fost cu adevărat în, în Cambrian. Din cauza că erau animale cu corpuri, cu țesuturi umoi care nu se fosilizau și faptul că a căzut un mal peste un recif și a îngropat acolo brusc mai multe animale. Este un accident care s-a într o parte a lumii, a oceanului planetar, dar nu știm ce a fost în, în alte părți. Uh, uh, în al doilea rând, în al doilea rând, uh, noi avem și mai puține cunoștințe despre fauna din înainte de, din precambrian, pentru că în cambrian apare scheletul, exoscheletul. Apare carapacea. Și bineînțeles că exoscheletul oferă un avantaj formidabil, care duce la o, re, o, o mulțire epidemică pe toată planeta. Și animalul de pradă, ca să concureze, trebuie să dezvolte el însuși într-o cursă a nărămării alte, alte instrumente de pradă. Însă, noi avem astăzi un răspuns. Și răspunsul acesta e genetica. Orice ce nu spune manualul de creaționism este că geneticienii deja de mult au găsit răspunsul aici. Uh, uh, în ce sens? Uh, Cele mai multe cunoștințe despre ADN noi le avem pe baza uh, experiențelor cu musculița de oțet. Și normal că asta se reproduce foarte mult și are generații foarte scurte. Deci se pot face tot felul de experimente și deja uh, înainte de decodarea ADN-ului în 1953 Echipa lui Morgan în Statele Unite a stabilit faptul că genele sunt pe cromozoni. Și fără să știe care e structura ADN-ului, a identificat funcția foarte multor gene. Uh, au, a, au arătat că se produc mutații pe bază rază X, pe bază chimice. Dar um, interesant că au descoperit că musculița de oțet are un număr de 8 gene, care sunt numite the Hox genes, genele Hox. Și ceea ce fac aceste gene, Lucru acesta a fost stabilit deja înainte, în perioada clasică a gene geneticii, înainte de decodarea ADN-ului, făcând tot felul de experimente cu musculițe, le-a supus la radiație, le-a supus la factor chimic, au, la microscop, a reușit să uh, dezactiveze o genă sau o altă gene și să vadă consecințele. Ceea ce au constatat este că uh, musca ca embrion se dezvoltă de la cap la coadă. Și Dezvoltarea în segmente, de la cap la coadă, este reglată de aceste 8 gene. În sensul că atunci când o genă, prima genă, face ca să, să fie mandibulele da, de, de, de la... Deci, pe, la început, hai să luăm în ordine, fiecare genă reglează dezvoltarea unui segment din corp, de la cap la coadă. Începe cu capul, apoi cu... Coraxul cu partea de înainte a abdomenului, cu partea de jos a abdomenului, termină cu coada. Nu, nu mi-amintesc că nu sunt genetice anului pe din afară, dar acesta este principiul. Și odată ce o genă și-a încheiat lucrarea și-a dezvoltat o parte a embrionului, automat e declanjează cealaltă genă. Și genele acestea, 8 gene hox genes, vin la rând, una după alta, în exact în ordinea în care apar segmentele împărțite în opt ale corpului muștei. Odată ce și-au trimis lucrarea, în fiecare segment, aceste 8 gene iarăși încep să lucreze. Și împart segmentul acesta în diferite părți. Și apoi, după ce fiecare a fost împărțit în mai multe părți, în embrion, iarăși au de la capăt genele Hox și hotărăști ce apendice să fie adăugate pe fiecare segment. Pe segmentul de față se adaugă uh, uh, antenele, pormo, se adaugă pe, pe, pe torac și pe abdomen, se adaugă picioruțele, se adaugă aripile, a, a, aripioarele, a, aripe aripa interioară, ex, aripa exterioară. Și gelele merg într-o anumită ordine. Ce au constatat în primele experimente au dovedit că dacă schimbi ordinea, poți într-o dată să, să crească muștei aripa pe, pe, în față sau să crească aripa arip, poate să fie simetric, ca în oglindă dacă tu vrei gena, să crească picioare în loc de antene și așa mai departe. Deci să crească gura pe coadă, mă rog, toate, toate experimentele sunt, sunt, posibile. Bun, deci în ultima fază apar ochii, apar structurile gurii, formă antenele și așa mai departe. Deci asta se numește Hawk jeans, da? Și aceste, funcția acestor gene a fost identificată foarte bine. Pentru că s-a Uh, musculița drosofila mecaloptera a fost studiată foarte bine cu microscop în laborator, înainte de microscop electronic și de decodarea ADN-ului. Se știa foarte bine. Acum, pe spun ce genetic a rezultat în anii 80 încoace. Au fost decodate și alte organisme, inclusiv omul. Așa că astăzi să cunosc, nu numai că se cunoaște uh, configurația genetică a omului, dar și a cimpazelor și a celor mai multe specii. Cele mai multe specii au fost decodate. Ceea ce i-a uimit pe, pe geneticieni a fost faptul că toate animalele care au o, o segmentare longitudinală a corpului, deci cap la coadă, au hox jeans. Diferența este, de exemplu, da, exact când spun hox jeans, e, sunt exact aceleași litere. Cam 100 și ceva de litere, de câte mi-amintesc, are fiecare genă și sunt exact aceleași litere. Deci, practic, exact aceleași gene ca la muscă. Hawks' uh, genes. Uh, le are musca, le are broasca, șoarecele, omul, toate animalele care merg de la cap la coadă. Uh, S-au descoperit lucruri mai uimitoare. Singura diferență, să zic. Se credea că omul are alte gene decât musca. Dar singura diferență este că șoarecele, de exemplu, ca și omul, are 13 în loc de 8. Și acestea 13, acestea 5 în plus, ceea ce fac, ele dezvoltă de la coadă încolo. Începem noi uitați, să nu uităm că șoarecele are coadă. acum mai mulți are coadă, toate animalele au coadă. Unde și-au produs coada. Povestea orsului o știm foarte bine că și coadă. cum și-a produs coada. cum și-a produs primatele coada este o altă poveste. Cert este că strămoșilor din, din recordul avea aveau coadă. Omul are gene de coadă. Deci, Hoggins, uh, când începe să, 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 să vorbesc o comparație, aceeași genă, care la muscă, uh, mai întâi, aceleași gene segmentează corpul, da? cap. Ne credem că numai uh, evrete pratele au cap. Gena care uh, declanșează în embrionul de muscă uh, dezvoltarea capului este aceeași genă care declanșează în embrionul uman sau embrionul de șoarece sau oricălui vertebrate. Dezvoltarea carpului și a creierului. Gena care declanșează de dezvoltarea creierului, care declanșează, firește, că dezvoltarea creierului sunt foarte multe gene. Da? Hogginul, care declanșează dezvoltarea creierului la, în om, declanșează dezvoltarea creierului și în muscă. Da? După aceea se merge mai departe. Aceeași genă declanșează dezvoltarea uh, secțiunii toracice, abdominale și așa la coadă. După aceea ajungem la coadă. La. Uh, Așa, în, încep alte gene ca să dezvolte diferite părți ale cozii. Aceste gene sunt și în om, dar sunt dezactivate. Dar genele există pentru coadă. Odată ce se dezvoltă aceste segmente, genele hox iau, iau de la capăt. Gena care dezvoltă ochii la muscă dezvoltă ochii la om. Experimente interesante s-au făcut aici. De exemplu, s-a scos gena care dezvoltă ochii la muscă de la muscă. Și a fost ajutată gena de la om, sau de la șoarece, sau de la vertebrat. Și uh, rezultatul a fost că gena Hox de la vertebrat a uh, uh, declanșat și a controlat deja dezvoltarea unui ochi de muscă. Deci aceeași genă care uh, este uh, esențială, care declanșează programul de dezvoltare a ochiului la muscă, declanșează și programul de dezvoltare a ochiului la om. Ferește că la om, pe parcurs, mă rog, până la om, apar mai multe gene pe parcurs. Dar prima este gena Hox. Apoi urmează mai multe gene care dezvoltă ochii la muscă și multele acestea sunt inactive, rămân în, în codul genetic al... Dar uh, ele există și uh, la alte animale sau poate nu există, asta nu are importanță. Cert este că o are mai multe gene și mai complexe, dar uh, începutul programului genetic este același. Uh, din potrivă, dacă faci experiență la șoarece, ei gena hox de la muscă șobaș la șoarece și funcționează perfect pentru dezvoltarea creierului și a ochiului. Este exact aceeași genă, aceeași litere. Acum, nu au probleme aici a, a, geneticienii a, să vadă strămoșul comun. Sunt aceleași litere, aceleași secvențe în strămoș comun. Mergem mai departe. Gena care începe să dezvolte după ce o ia de la capăt, a treia oară. Gena începe să dezvolte a, la... A, Diferite părțare gurii la, la muscă. Uh, Aceeași genă începe să, să dezvolte uh, partea de uh, uh, gâtul, să zic la, la șoarece și la alte animale. Și ce este interesant, că, de exemplu, dacă genele ulterioare sunt, uh, dezactiv, uh, sunt dezactivate, uh, ceea ce rezultă este că toate vertebrele se dezvoltă ca și cum ar fi vertebra, uh, prima, vertebra cervicală. Deci, Practic fiecare genă dă comandă să dezvolte un, un alt gen de, de vertebră. Uh, și, așa, și așa mai departe, genele în ultima instanță uh, decid să apară aripioare sau degete uh, și aici sunt uh, niște aspecte foarte fascinante, pentru că primele tetrapote au 8 degete și după aceea prin selecție rămân 5 degete, fiindcă 5 degete sunt mai eficiente. Aici se pare că este o lege. Dar toate aceste degete se dezvoltă dintr-un os uh, al unui pește, al pește din Devonian. Și uh, programul începe de obicei de la degetul mic. acesta este declanșată de gena HOX. Acest program cum e declanșată și la muscă. Deci ceea ce este foarte important este că toate animalele care au segment de la cap la coadă au aceeași set de gene HOX. Șoarecile are patru seturi, dar sunt aceleași gene. Muscare are unul singur. Uh, și are cinci în plus. Deci, pe parcursul evoluției apar gene noi, Hox, care segmentează partea posterioară a corpului. Dar sunt aceleași gene. Și aici ne întoarcem la un principiu al care este foarte mult bagiocorit în manualele de, 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 Young Earth Creationism. Anume, uh, ideea că filogeneza, uh, ontogeneza repetă filogeneza. Uh, asta este jocurit că uite că ăsta crede că omul înainte ca să devină om este pește sau moluscă sau broască. Heckel n-a spus asta. Heckel a spus că este emb embrionul uman are aceeași structură ca embrionul de pește sau broască sau de cimpanzeu în dezvoltarea lui. Și pentru că ideea a fost contestată în perioada de dezvoltare a neodarvinismului, când a început neodarvinismul în 1930, Teodor Dobanski, ideea a fost uh, contestată pentru că uh, uh, se considera, se considera că uh, diferitele specii și crengături sunt mai diferite genetic decât sunt. Ele sunt mult mai rude genetic decât se credea. Dar astăzi uh, dezvoltarea împreună este studiată, nu morfologic, mai sunt hacker, cu mijloacele rudimentare care le avea la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Uh, s -s -s sunt uh, studiate genetic. Și, într-adevăr, sunt aceleași gene care se activează și apoi se dezactivează ca să părească alte gene. Genele HOX controlează acest program de activare și dezactivare a genelor. Și, pe măsură ce diferite gene se activează sau se dezactivează, au loc anumite fenomene. De exemplu, cum mai spuneam, omul, realmente, este pește în sensul, sau embrionul de om este embrion de pește. Și după aceea embrion de batracean și după aceea cu trei săptămâni înainte ca să nască. Arată foarte exact ca un embrion de cimpazeu. Problema nu este doar exterioară, este genetică. Așa că atunci când Younger Creationism râd de manualul de biologie, spun, oh, uite, că asta e de mult depășită și este prezentată, manualul de biologie și fac foarte mare caz ei nu știu că genetica, de fapt, e dreptatul Hegel și He Heckel și chiar așa este ontenogeneza repetă filogeneza. Dar să mă întorc puțin la uh, explozia Cambrianului. Ceea ce este fascinant aici uh, faptul că, așa cum am spus, toate animalele care au o segmentare longitudinală de la cap la coadă, în principal este, să zic, capul, tora, toraxul, partea de sus și partea de jos a abdomenului, coada, uh, toate animalele care au această dezvoltare segmentară au aceleași sete de hox genes. Cu cât evoluează animalele mai mult spre mamifere, apar gene noi care, care controlează dezvoltarea cozii, de fapt. Însă, până la coadă, sunt aceleași gene, chiar dacă la mamifere au mai multe seturi. Deci sunt de aceleași gene, dar sunt multiplicate în patru seturi. Dar aceleași gene există. Și numai că sunt aceleași gene, dar apare aici un fenomen și mai interesant. În principal dacă privim la fauna cambrianului. Vedem animale care existau și înainte de cambrian. Să zic, ne putem închipui că anumite animale, cum ar fi, să zic, o meduză, nu exista și în precambrian. E greu să fosilizez o meduză. Dar puține care s-au găsit. Nu sunt chiar niște surprize față de fauna care se crește în, în precambrian. Deci, precambrianul, fauna multicelulară în precambrian, este, durează tot atât de mult cât toată istoria vieții de la Cambrian încoace. Deci să nu uităm lucrul acesta. Jumate din istoria vieții multicelulare este înainte de explozia Cambrianului. Începe cu miliarde de ani înainte. Și în această perioadă s-au putut face foarte multe experimente care uh, au lăsat foarte puține uh, uh, urme în, uh, în raportul vostru, dar au lăsat urme în ADN-ul nostru. Așa că sunt două clase. Deci e clar că atunci animalele care au o segmentare de la cap la coate au un avantaj formidabil. O meduză, un burete de mare, un, o, 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 o stea de mare, un arici de mare. ca niște handicapați. Față, chiar față de un vierme sau un crustacioc de primitiv care se mișcă, are cap, are o direcție, are ochi. Deci este foarte ușor de înțeles de ce s-au înmulțit animale segmentate de la cap la coadă. Dar atenție, aceste animale au avut un strămoș comun. Și acest strămoș comun, faptul că au avut un strămoș comun, este demonstrat de faptul că toate au același set de Hox jeans. Și aceste Hox jeans sunt atât de importante că a fost păstrate de selecția naturală altă jumătate de miliarde de ani. Și nu pot să dispară. Odată ce o genă Hox este afectată, s-a dat peste ca tot programul de, de, de dezvoltare a embrionului și ceea ce este de acolo este un monstru cu, cu să zic, cu o muscă care are antene în loc de picioare sau are pile pe nas. Deci, genele Hox au fost păstrate și au fost prezentate exact la fel, sunt identice, perfect identice. Ceea ce înseamnă că șoarecele, musca, crabul, peștele, omul, broasca, au un strămoș comun. Și acest strămoș comun a fost primul animal care a avut o segmentare de la cap la coadă. Faptul că acesta a existat înainte de cambrean este, sunt de puternice și o să discut pe acestea. Dar, cert este că acest animal, Uh, a putut să dezvolte un fenotip care a creat un echilibru punctat, să zic, o dezvoltare de stil, nu explozie, ci o ep dezvoltare epidemică de forme de viață, de clasă, de gener, de specii, pentru că toate nișele au fost uh, oferite și a putut cuceri lumea și până să stăpânim lumea. Se spune că mactele stăpânesc lumea, spune scepticul gol. Da și nu. Cu cât un animal mai complex, cu atât stăpânește mai mult lumea faptul că bacteriile se mulțesc și rezistă peste tot, nu se că stăpânesc lumea. Noi stăpânim lumea la data aceasta. Și dinozaurii au stăpânit o cândva. Hai să mergem să mai departe, pentru că aici e ceva foarte important. Chiar și atunci când, să zic, îndeplinesc funcții diferite, genele Hox și proteinele create de genele Hox, Hox în ultimele instanță sunt identice. Și o să dau un exemplu foarte, foarte convingător. un naturalist englez, francez, mă pe la 1732, a făcut o, să la animalele, cum putea, a făcut o presupunere de care lumea a râs până astăzi. Dar o să vedem că a avut dreptate. Anume, el a afirmat că în vertebrate sistemul nervos se află deasupra, pe când în insecte și în crustacee, în, în, în antropode, cu alte cuvinte, sistemul nervos se află în, în abdomen și parte jos. Era la nivelul 1700 și ceva, ce puteam să știe, nici măcar un microscop puternic n-avea. Dar a fost ideea lui, pe care a susținut-o foarte mult și toată lumea râs de el. Acum, este ceva foarte interesant aici. Lucrurile sunt așa, într-adevăr. Însă, ce, ce este interesant? că aceleași proteine declașate uh, de, de Hox genes au efect invers la vertebrate și la atropode. În sensul că un uh, crab, un o insectă, să zic, aceste animale, indiferent dacă au sau nu cochilie, toate aceste animale, uh, genele care uh, aceeași genă care uh, face ca spatele să fie spate și fața să fie față, da? care diferențiază abdomenul de spate, aceeași genă face ca spatele să fie față și fața să fie spate la vertebrat. Cu alte cuvinte, ce dovedește aceasta? Uh, deci, pe lângă ideea că sistemul nervos merge la vertebrat pe spate și la uh, nevertebrate la insecte și crab și tribolit și pe și toate acestea merge pe burtă. Pe lângă aceasta însă, ceea ce este interesant este că aceeași genă care face ca spatele să fie spate și burta să fie burtă la insectă, face ca are efect invers la vertebrat. În sensul gena care face să fie, sau proteina care face ca burta să burta, care dezvoltă burta la insectă, dezvoltă spatele la vertebrat și cea care dezvoltă spatele la vertebrat dezvoltă burta la insectă, cea care dezvoltă burta la vertebrat dezvoltă spatele la insectă. Deci ceva invers. Ce dovedește aceasta? Singura concluzie pe care un biolog o poate trage este că cele două, deci insecta și cordatul, bă, primele vertebrate sunt niște cordate, de fapt, da? dar insectele și vertebratele, au un strămoș comun. Și despărțirea a fost făcută în principal prin faptul că unul a umblat pe burtă și altul a umblat pe spate. Nu știm care a umblat pe burtă și care a umblat pe spate. Mi se pare logic ideea că a umblat pe burtă dacă ai sistemul nervos jos este mult mai, mult mai natural. Dar cert este. Nu știm care a, dacă acest strămoș comun a mers vis a -vis de noi pe burtă sau pe spate și viceversa față de insecte. Cert este că uh, arthropodele, într o direcție, și vertebrate, în altă direcție, în Cambrian apar deja primele cordate. Nu au coloană vertebrală segmentată în, în, în vertebre, dar au un cord spinal care le dă o mobilitate extraordinară. gândiți că nu o prin apă un cordat. Da? Deci, un atropod merge cu labele și mai dă și din coadă. Dar un cordat se șerpește și are o viteză și poate să atace altfel, poate să fuge altfel. Cert este că vertebratele și atropodele s-au dezvoltat într-un strămoș comun. Și diferența a fost în faptul că unul a umblat pe burtă și altul a umblat pe spate. Probabil că cordatul, dacă a dezvoltat acea coardă spinală, a S-a întors invers, fiindcă uh, și uh, ceea ce era burtă a devenit spatele uh, și ceea ce era spate a devenit uh, burta. Deci uh, asta este o certitudine, nu este o, sus, o speculație care vine din genetic. Dacă aceeași genă uh, codează invers, însemnează că strămoșul comun a fost oricum burta în sus, cu spatele în sus, nu știm care a fost burta, care a fost spate, dar este clar că cele două pe ce s-au evoluat s au specializat o poziție sau alta. Lucru mai, și mai, mai interesant acum, anume argumentul ariciului de mare. si Archer. De ce? Pentru că decodarea ADN-ului ariciului de mare a dus o surpriză fantastică, care e importantă și teoretic pentru teoria evoluției, dar și pentru medicină. Anume că ariciul de mare are hox genes. Are opt gene hox, exact ca și musca. Cum ariciul de marte, ariciul de mare nu este segmentat longitudinal. Știm cu toți cum arată ariciul de mare, este ca o minge cu țepi, da? Uh, și asta ne spune că întrucât în precambrian și în cambrian, dar clar că avem în precambrian urme puține de animale fără cep ca de mare și fără uh, exoschelet. Dar care sunt niște viermi plați? În principal cu o structură radială. Așa, cele mai multe, de fapt le puteți vedea pe internet dacă cotați la Google Image, puteți găsi destule uh, imagini despre de floră din ecandrian. Însă uh, faptul că ariciul de mare are toargele Hox. Ne spune că arișul de mare are un strămoș comun cu atropodele și cu vertebratele. Deci arișul de mare are un strămoș comun cu musca, cu orșoarele, cum mai să încercăm să ne adunăm puțin, da? Deci există prezența genului Hox arată că există un strămoș comun. Uh, mă rog, geneticienii uh, ne spun așa, repet iarăși, că nu s-au schimbat și acesta dezvoltă programul segmentelor corpului. Și apoi la alte animale sunt și alte gene care lucrează împreună, dar în principal uh, sunt uh, cel puțin 8 și apar 13 la șoarece la om și are mai multe seturi. Însă, hai să încerc să-mi adun gândurile puțin. Prin sa hox arată că omul, șoarecele, brasca, musca, elefantul, hipopotamul, girafa, șarpele, șopârla, ce vreți dumneavoastră, crabii, crăbușii, coropișnițele, râmele, viermii, omizile, toate au un strămoș comun. Un strămoș comun care este mai vechi decât decât istoria vieții după, de la exploza Cambrianului încoace. Pe de altă parte, Felul cum lucrează genele din Hawke's jeans vis-a-vis -vis de față și spate ne arată foarte clar că atropodele și vertebratele s-au dezvoltat un strămoș comun și diferența în general a fost faptul că unul a mers pe spate și altul a mers pe burtă. Nu știm care a mers pe burtă și care a mers pe spate cu adevărat, dar cert este că unul dintre cele două a început să meargă invers la un moment dat, dar genele a rămas aceeași. numai că Somatic, corpul s-a specializat în sensibil. să-ți dau un exemplu, calcanul este un pește care stă pe fundul apei și uh, în embrion are ochi normal, dar pe măsură ce se apropie de naștere, uh, programul genelor uh, acționează ca. Așa că ambii ochi sunt pe o singură parte, fiindcă stă pe, pe fundul mării și trebuie să vadă în sus cu ambii ochi. Uh, uh, mă întorc la uh, genele Hawks. Bun. Acum, ariciul de mare are genul Hox și ariciul de mare în are o segmentare de la Cambracoada. La și asta ne spune că strămoșul comun al ariciului de mare cu atropodele și cu cordatele și cu celelalte încrângături care apar în Cambraia, e un strămoș comun. Nu ariciul de mare e strămoșul comun al crabilor și al peștilor și al braștelor și al oamenilor. Ariciul de mare are un strămoș comun care merge mai adânc. Și acest strămoș comun a avut hox jeans. Dar, așa cum la riciul de mare n-a acționat segmentarea de la cap la coadă, Prima oară când a început să acționeze, a fost a început expun cambrianului, împreună cu alte condiții, cum ar fi oxigenul care a crescut în volum. Dar pentru că animalul cu cap și coadă are un avantaj de cel fără cap și coadă. Dar înainte de cambrian, acest gen a existat la un strămoș comun nu știm în care, care a codat și ariciul de mare, este strămoșul ariciului de mare, al crabilor, al peștilor, al broaștilor, al oamenilor. Uh, nu este strămoșul altor animale, cum ar fi meduza sau scuia de mare, care n-au Și merge mai adânc. Ce morfologic, ce caracterizează ariciul de mare? Nimic deosebit. Este ca o minge. Așa că, presupunerea este, dacă ne uităm la fauna din precambrian, ceea ce observăm niște viermi lați niște, niște e, viermi care stăteau pe fundul oceanului și nu notau nu, nici nu fugeau de după pradă nici nu fugeau de pradă n-aveau nici ochi, nici alte simțuri dar cu siguranță că a avut toate aceste Hox jeans și le-au avut de mult, nu știm de când așa că, de fapt exploza Cambrianului arată la un strămoș comun. Acest strămoș comun a avut de Hawks Jeans. Este strămoșul comun al tuturor animalelor care au explodat în Cambrian dintr-o dată și s-au multiplicat foarte rapid. Uh, ca și areciul de mare a avut de Hawks Jeans, genele Hawks. Și aceste gene Hawks au putut, nu există o legătură lineară neapărat între genotip și fenotip, dar uh, au început să segmenteze de la cap la coadă. Și odată ce primul animal cu cap și coadă s-a format, de aici începe explozia cambrianului. Aceasta a oferit un avantaj extraordinar. Deci avem certitudinea că toate animalele, toate formele de viață care apar brusc în cambrian, au un strămoș comun care a avut genele Hox. Și acest strămoș comun a trăit în precambrian și nu arăta ca un animal segmentat de la cap la coadă, deși avea aceste gene restul, raportul foselului e slab, noi vedem destule animale ciudate în precambrian, n-au schelete, urme sunt puține, nu le putem decoda genetic. Dar unul dintre aceste animale, arițul de mare, unul dintre animalele care arată ca animale din precambrian, are toate genele Hox și asta arată că puteau să aibă și altele. Probabil un vierme plat, un plat a avut gene Hox. După aceea a fost 20 de milioane de ani de experimente, de diversificare de apariție și dispariții a unor forme de viață. Uh, și uh, la sfârșitul Cambrianului deja s-a creat o diferență destul de marcantă între cele uh, între încrângăturile existente, în principal lăsând la o parte uh, alte încrengături, cele două încrengături care concurează, care sunt competiție sunt uh, atropodele și vertebratele sau cordatele. E, și așa lucrează viața. Dar sunt 20 de milioane de ani. Asta nu poți numi o explozie. Și cu siguranță sunt argumente genetice clare care arată la un strămoș comun, chiar dacă acesta nu poate fi găsit în raportul fosililor, nu din cauza că n-a existat, ci din cauza că raportul fosililor arată foarte, foarte puțin din istoria vieții, mai ales când e vorba de e, 560 de milioane de ani. Dincolo de 560 de, de milioane, în urmă. Și uh, există un mit al explozilor, care este doar un mit. Uh, Explozile acestea nu sunt explozii ev în evoluție, propriu-zis. Mai degrabă sunt explozii în, în uh, răspândirea pe orizontală a unor forme de viață care au evoluat, care poate nu sunt nicio fosilă sau foarte puțin. și, odată găsesc o nișă ca să se răspândească pe măsură ce se răspunde să diversifică, selecția naturală lucrează și anumite forme sunt excluse și rămân tipuri care apar destul de distante una față de alta. Vă mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare vreau să discutăm despre subiectul abiogenezei. La revedere!